Deci, din momentul în care am aflat că se poate face o așa intervenție pentru diabet, am început să caut pe site și am dat peste firma voastră. Întâi am vorbit cu niște persoane din Constanța care făcuseră operația și care îmi recomandau o altă super clinică, super specializată cu alt profesor, dar eu totuși mi-am ascultat instinctul și am mers pe mâna voastră. Te-am contactat pe tine. Mi-a zis să fac analiza C-peptidă și așa, am făcut analiza, mi-am trimis CV-ul, rezumeul cu ce înălțime, ce greutate, ce greutăți am în viață și ce așa. Spre fericirea mea, a doua zi m-ați selecționat, ca la beauty contest, m-ați ales, m-am bucurat foarte tare și dintr-o dată ai văzut că m-am ambiționat, te-am sunat, hai să o facem repede acum, de unde inițial mă gândeam că ai prin primăvară să iasă soarele, ghiocei și așa. Și ai văzut, ne uitam pe calendar și ai zis, păi că, păi, uite, săptămâna asta avem, între 23 și așa. Și aveam și pe o prietenă care mă sfătuia că se aliniază planetele pe 25 să o fac neapărat. Și pe 25 s-a și întâmplat. Și am făcut și rezervarea de bilete, deci cu voi am bătut-o în cuie, mi-a zis că așa e și că se cheamă, te-am întrebat cum se cheamă clinica, cum se cheamă hotelul, unde o să stau, unde că am intrat și am dat pe Google să le găsesc. Cum se cheamă domn profesor, l-am văzut, dă-mi poză, mi-a plăcut și la toată lumea la care am trimis poză a zis că e o persoană așa de pozitivă și mă are atâta încredere. Și m-am urcat în avion din Constanța și m-am dus la Istanbul. Acolo serviciile sunt ireproșabile la clinică, te așteaptă lumea la aeroport, te ia, te duce. M-am nimerit și în bifornița aia ninja de așa, cădeau acoperișurile la aeroport, noroc că. Și am ajuns la hotel și dimineața ne-a trimis mașina Galina și ne-a dus la clinică. Ne-a întâmpinat acolo toată gașca, frumos. Și a zis, scoateți cărțile de credit, haideți să plătim cărțile, pardon. Așa, și ne-a explicat frumos care sunt procedurile, că în prima zi se face setul de analize și verificări complete, dintre care cea mai importantă endoscopia. Cu adormire, foarte frumoasă. La mine numai cuvântul endoscopie îmi ridica părul pe că știam că se face pe viu și nu e senzația deloc plăcută. Și sub supravegherea lor și luat toată trupa de grădiniță de mână, ne-au dus pe la toate cabinetele, am făcut într-o zi spectaculos. S-au făcut toate analizele și s-au. Și la sfârșitul zilei, cu toate analizele pe masa domnului profesor, au avut întâlnire cu fiecare dintre pacienți sau, mă rog, grupați. Eu eram singura cu diabet, mai erau cu slăbitul, cu gastro. Ne-a explicat pe o hârtie, ne-a desenat ce taie, cum taie, a hașurat, cum așa, și cu mine a fost foarte cinstit și foarte. Mi-a spus că, dată fiind situația mea puțin excepțională, să zicem, vârstă, greutate, ani mulți de diabet și de așa, veștile sunt și bune și rele, în sensul că ABCD mi-a enumerat factorii și că sunt 75-80% șanse să reușească operația. Ceea ce este fair enough, că putea să zic că 99% vei fi zeița de la Moreea și nu o să. Așa, și mi s-a părut foarte constructivă discuția, așa, și ne-am întors la hotel, ne-am dus pe nisoarea aia, la Ramada, acolo alături, și a doua zi m-a chemat Galina la internare și am fost programată mai după amiază la operație și de acolo totul a decurs ca la carte, ca la. Am internat, ne-am instalat în cameră, au venit, m-au luat la plimbare cu patul, cum se procedează. Și în sală, mi-aduc aminte, avea mască, avea căciulă pe cap, dar pe ochii mi-amintesc că ai doctorului tinerel de aici, că m-a întrebat, turcește IMS? Eu dădeam din cap că da, eram toată numai ochi, aparat, a venit ecranul ăla pentru laparoscopie și pe urmă trecerea în lumea viselor se face foarte ușor. Uite așa, te culci, uite așa, te trezești, gata, operația. Am inteles că era plecat asupra mea și striga Lilia, Lilia și mă știu. M-am trezit că din somnul, unde sunt? M-au plimbat iar cu patul în cameră și eu sunt și o fire mai pozitivă, așa, și totul a decurs foarte bine, fără probleme, fără infecții, fără scurgeri, fără asistentele de pe etaj foarte drăguțe, foarte amabile, mergeau la timp, puneau toată medicația, toată așa.
Nu, fără dureri, adică ce am fost avertizat de la început, că gazele alea trebuiau scoase și că am fost chiar uimită. După 2 ore, ne dea jos din pat de la operație și mergeam, n-am avut amețeală, n-am căzut, nu nimic și am cerut voie să mă duc singură la toaletă. Și asistentul a zis, da, dacă vă simțiți, stai, vă simțiți și foarte bine. De asta încurajez pe toată lumea să ducă. Nu dureri disperate, nu tăiere pe burtă, Cum sunteți nu astăzi? 4 găurele. Astăzi La o sunt lună foarte de la bine, la o lună intervenție. aproape, la o lună până 4 zile, sau așa, da. Foarte bine, și acasă recuperarea a durat foarte bine, am urmat instrucțiunile, încă sunt discuții cu diabetolog, vine și nutriționist, îmi dau un program pe săptămâni, ce să încep, ce să adaug, încet încet și ce să... N-am făcut exces de niciun fel, nu m-am abătut de la așa și n-am simțit nicio dereglare, nicio durere, nicio... Dar cel Nimic. mai important este că ați scăpat de. Am scăpat de diabet. M-am ținut de program, mi-am notat de 3 ori pe zi glicemiile și eu eram insulinodependentă, ce am și acum, nici gând de insulină și de așa, totul e normal. Ne bucurăm foarte mult. Ne mulțumim, vă mulțumim de fapt că ne-ați ales. Cu mare plăcere și v-am recomandat tuturor prietenilor mei și tuturor. Pe unul l-am și trimis și a și făcut operația, că Doamne. lumea nu e așa de hotărâtă ca mine. Că o să mă gândesc, ce să mai gândești, mă? Eu am și pus în seara aia când i-a zis, uite, te duci, faci așa, faci așa. I-am trimis și biletele de avion. Am o prietenă la o agenție și aia lucrează de acasă și la 10 noapte aia bilete și le trimit. Și zic, gata, duminică faceți bagajul, plecați la clinică. Și le explic tot. Vă așteaptă Galina, ea vă duce, Alexandra. Alexandra, Daniela. Da. Mulțumim, mulțumim tare. Cu plăcere. Sunteți niște drăguți și de mare folos.